Astăzi îmi voi surprinde soția cu 100 de cadouri în 24 de ore, iar primul cadou este această masă superbă servită direct la pat. Hai să o trezim. Am urcat în liniște sus în cameră unde speram să o surprind pe mama Mițanu cu primul cadou. Mami, bună dimineața! Mama, tate, sigur nu e prank? Hai, tate, că nu e prank. Ăsta e alt vlog, da, tate. Da, uite cu ce te servește, tate. Ia și papa. Ăsta e de-abia primul cadou, mai urmează 100. Ești pregătită? Da? Da. Haide să vedem. De-abia aștept ziua de azi. Mama Mițanu a început să mănânce tot de pe acolo, iar după s-a pregătit pentru că am dus-o înspre următoarea locație în care am surprins-o la maxim. Mami, știu că îți plac foarte mult florile, așa că am venit la lumea florilor de unde ți-am luat cea mai specială floare din lume. Ești pregătită? Da, da, da. 3, 2, 1 și... Wow! Mama, este o orhidee de colecție royală din Japonia. Este naturală? Doamne, ce frumoasă este. N-am mai văzut în viața mea așa ceva. Zici că e artificială. E naturală, mă, bințeu, eu. Îți place, da? Dar mesajul l-ai văzut pe care ți l-am scris? Nici. Ia uite. Da. Și ăsta e doar începutul. Ești pregătită pentru următoarele cadouri? Sigur că da. Da? Hai să te văd. După florărie am luat mașina rapid și am dus-o pe mama Mițanu undeva unde nu mai fusese niciodată. Mami, dacă nici ăsta nu-i cadou, te-am adus la Capodopera, un magazin cu haine de lux. Îți alegi un singur produs, nu contează cât costă. Ok. Bă, ți-l iau. Hai să găsesc produsul ăla special. A început să analizeze fiecare articol din secțiunea de damă și era foarte entuziasmată de orice vedea. Totuși, după mult timp în care s-a gândit, a venit cu decizia asta. Da, tata, tati, m-am decis, uite, pe asta o vreau. Cum din tot ce-i pe aici, te alegi geanta? Da, eu vreau geanta asta. Uite, pe aia Adidas și aia. Îți place asta de la Off-White? Da. Una din pasiunile tale sunt gențile. Hai să o luăm, ce să facem? Hai. Hai. Gata, tata, s-a cumpărat și gentuța. Ce zici, mami, ți-a plăcut? E super. A? Hai să mergem la următorul cadou, că nu se oprește aici. Haide. Din centrul Bucureștiului am luat mașina direct spre pădure unde i-am pregătit asta lui mama Mița. Ia de-ntă, mami, deja știi că te afli într-o pădure, dar ți-am pregătit o surpriză pe care nu ți-am mai pregătit-o de mult și sper să-ți placă. Ești gata? Da. 3, 2, 1 și... Mamă, ce mișto! Îți place? Mulțumesc! Haide, hai să ne punem la masă. Ți-am pregătit un mare picnic în mijlocul naturii, frumos așa. Mamă, tati, mulțumesc frumos, de mult n-am mai făcut noi un picnic din ăsta în natură, totul aici place, verde, nu? Da, da. Hai să popăm acum, că după aia îți mai pregătesc mulțumesc, o surpriză. Mulțumesc, mulțumesc, tati, mulțumesc. Am mâncat din coșulețul ăla de pe acolo, iar după ceva timp în care am mai stat puțin așa, i-am propus lui mama Mițanu asta. Mami, după masă corectă, știi că există o regulă, da? Care regulă? Regula celor 1000 de pași. Ah, da. M-am speriat, a zis că îmi faci un prank ceva. Nu, acum e următoarea surpriză, acum trebuie să ne plimbăm prin pădure. Da, hai să mergem. Hai să mergem. Ne-am plimbat prin toată pădurea aia și am făcut cei 1000 de pași după masă, iar după ne-am dus spre casă unde i-am zis asta. Mami, titlul spune că trebuie să-ți fac 100 de cadouri în 24 de ore, așa că eu ți-am ascuns jos aici 10 cadouri, iar tu ai 5 minute la dispoziție să le găsești. Ești pregătită? Da, dai drumul, dai drumul. Haide, haide. Aici? Ai ceva? Nu știu, caută. Haide, haide. Să caută, hai. Bravo! Dă-i drumul și caută că mai ai! Hai, dă-i drumul! Bravo, dă-i drumul! Hai că mai ai, ai găsit două! Hai, repede! Hai să te văd, nu știu, caută! Ce? Și geaca mea! Bravo! Hai, dă-i drumul că mai ai! Hai să te văd! Ia! Ce? Ai găsit și rimelul! Hai, dă-i drumul, dă-i! Stai să mă mai uit, ce-am găsit? Aaaa, ce frumos! Chiar mă uitam la el în magazin! Hai, du-te, că de-aia am văzut că te uiți! Du-te, lasă și du-te, că mai ai! Du-te! Călduți fierbinte! Ce? Ia! I-am găsit și pe ăștia, nu vine să cred! Hai, mai ai 10 secunde! 9, 8, 7, 6, 5, 8! Parfumul meu preferat! Mamă, cât ai găsit, mă, mâncați în jura ta? Nu știu, cred că mai am... Gata. Păi da, s-a terminat timpul, gata, nu mai căuta, gata. Băi, cât am găsit? Ce să le mai numărăm, mai găsit destule, hai să continuăm clipul, nu mai stă, hai. Mulțumesc! Mami, știu că de foarte mult timp îți doreai să te dai în chestia asta, așa că am făcut o posibil să te aduc astăzi aici. Ești pregătit să-ți arăt unde te-am adus? Da. Gata? 3, 2, 1 și această roată! De câte ori trăgeam cu mașina pe aici, mereu îmi spuneai, bă, ne dăm și noi în roata asta. Da, și acum ți-am făcut surpriza asta. Mulțumesc. Haide să ne suim. Ia vezi, mă, mami, cum e? Da, e frumos rău, știi? Că am mai fost noi mama aia când a făcut Mițu vlogul ăla. Da. Dar asta e mult mai înaltă. Chiar mult mai mare, da. Dar pe aștept să fac cum e sus. Aia, e și eu la fel. Mamă, la ce înălțime, cred că 60 de metri aia asta înălțime. Mama era entuziasmată de cadoul acesta și se gândea numai la lucrurile din copilărie precum ăsta. Mai știi că noi am făcut grădinița împreună? Da. Oare se vede de aici? Nu știu, dar e în partea cealaltă grădinița noastră. Știi, nu, în partea asta. Ar trebui să
să fie. Aici era grădinița. Doamna Chica era grădinița. Spatele în spatele blocuri. Da, 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 da. Nu cred că se vede. Doamne, câte amintiri frumoase. Da, 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 da. Ai dreptate. Ai, ce frumos e. Ce mai îmi doresc, mă, tati? Când eram eu mică, îmi doresc să mă dau un carusel ăla cu căluți. Păi și ce? Vrei să ne dăm amândoi? Astăzi dorești? Da. Păi da, cum te dă, tati? Hai să facem. Am stat și ne aminteam de toate chestiuțele din copilărie și literalmente mama Mițeanu începea să-mi povestească tot ce îi venea în minte. Mamă, tati, uite acolo este parcul Plumbuita, mai știi? Că da, plecam noi la grădiniță, treceam acolo cu mamaie Maria. Mamă, cât de tare e să vezi așa de sus locurile pe unde ai copilărit. Mamă, cât de frumos este. Și de când îți dorei lucrul ăsta, mâncați-și gura, dar bine că am venit astăzi, mâncați-și gura, să facem. Și aici cartierul ăsta. Și aici este un palat, Palatul Ghica. Da, Palatul Ghica. Da, fii atent să vede și Arena Națională, mâncați-și gura, uite la pol. Uite, uite Arena Națională. Acum asta e un punct maxim, foarte, sus de tot. Foarte, foarte mișto. Ia uite cât e până jos. Doamne, ce bine pare că am ajuns aici. Te-am adus la căluț, da? În păcate nu poți să te dai în căluț, că ești prea mare. Mergem în caleașcă. Gata, ai dăm drumul. I-am făcut și pofta asta lui mama Mițeanu, chiar dacă arătăm ca niște ciudați, pentru că eram niște oameni la 45 de ani în căluț, dar n-a contat asta oricum. Oh, gata, mami, până aici a fost. Hopa. Te-a plăcut? Da, foarte mult. Mami, știu că îți place mâncarea libaneză și așa că te-am adus în seara asta la cel mai tare restaurant libanez din București. Sper să-ți placă. Da. Da? Da, aștept. Ne-am uitat prin meniu, am comandat, mâncarea venit repejor și amândoi eram uimiți. Ia vezi, mami, ce ți-am luat. Am păpat cum trebuie, ne-am relaxat pe acolo, iar după am luat mașina, ne-am dus acasă unde i-am pregătit asta. Mare baie romantică cu spumă și cu tot ce trebuie pe acolo. Ah, uite, tată, facem totul ca la carte, corespunzător. Facem două, trei și napă, că așa trebuie. Mă gândesc și așa. Bam! Am terminat de aranjat cata cu petale de trandafir, fiind nerăbdător să o surprind pe mama Mițeanu cu asta. Mami, după o masă ca la carte, ți-am pregătit ceva frumos. Ia hai să mergem sus să-ți arăt. Pe bune? Da, hai să mergem. Ți-am pregătit o baie fierbinte cu spumant, sare de baie, petale de trandafir, lumânări parfumate, așa că stai și relaxează-te în timp ce eu o să fac curat în toată casa, ca tu să nu mai ai nicio grijă, da? Mamă, nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să zic. Hai, tati, bun, știu eu să te fac fericită pe tine, mă. Hai, acum vreau să te dezbraci, da, te echipezi de baie, eu mă duc și fac curat în toată casa, bine? Hai, pa! Pa. Eu m-am dus să spăl vasele, să fac curățenie pe acolo, ștergând absolut tot prin casă, mama Mițeanu zicând asta. Cea mai tare zi din ultimii ani. Wow! Mami, stai, nu te culca, ultimul cadou în partea mea e un pupic de noapte bună. Sper că ți-a plăcut, sper că v-a plăcut și vouă. Dați și voi un like, un subscribe, v-am pupat, pa, pa. Cea mai tare zi din viața mea. Mă bucur, da subscribe, băi!